Am revenit, dragii noștri, suntem în continuare în direct la Matinal pe Roți și pentru că tocmai ce a vorbit la un moment dat Mircea despre Asian Food Fest, care este în acest weekend, și aici vorbim de ramen, sushi, mochi, baclavale și așa mai departe, mâncare asiatică. Mie mi-a făcut poftă și ce credeți? Am adus fix la noi în studio un pic de sushi, un pic de nu știu ce sunt alea, cheesecake, ceva de genul, japoneze. Și n-au venit singure, evident, ci au venit împreună cu Cristina Elmajzu, zic bine? Da. Bună dimineața! Și Kanaka Shimoto, bună dimineața! Bine ați venit la noi! Și acum să ora adevărului. Declar că sunt fan sushi. Deci recunosc, eu sunt fan sushi de multă vreme. Mănânc, aș putea mânca sushi niciodată. Dimineața la prânz. Nu cred! No. Vai, deci trebuie să încerc. Absolut niciodată dimineața. Bețișoare avem? Avem. Avem. Îl vom iniția pe Mircea în ale sushi-ului. Păi da, da, să zic așa, asta înseamnă că tu va trebui să conduci discuția și să vorbești, pentru că eu o să fiu ocupat și cu gura plină, știu că nu e ok să vorbești. Adică eu o să salivez și tot să mănânc. Ai, se întâmplă. Tu te-ai grăbit să spui că ești o expertă în sushi. Eu sunt în sushi jos, nu, adică... Eu am o sugestie. Vă rog. Să nu începi tu, pentru că noi ce am adus aici este sushi crud și pentru cei care nu au mai mâncat sushi până acum, nu recomandăm să înceapă cu pește crud. Așa că girl power, suntem aici. Dar o veste bună de pe platoul ăla am și... Dar putem, uite, ăsta este un onigiri. O să-ți spună Kana cum se deschide și ce e înăuntru. Se deschide? Da. Da. Așa. Da. Și scoate masa așa. Și așa. Deci asta este argă și înăuntru este orez umplut cu somon, de exemplu, gătit. Ok. Da, da. Așa se pe care sandwich japonez. Da. Toți copiii se duc la școală așa, onigiri. Asta este semișul pe care este pachetelul, da. Pachetelul, practic, da. Da. Asta mergem noi la școală. Așa am mers. Este și foarte igienic și foarte sănătos în același timp și uite, ține și foarte gustos. Copilul și se deschide și foarte ușor. Nu stai să te murdărești, să... Da. Și poți să ții de aici. Vrei să faci un test cum când se deschide? Sau bună, Mircea. Credeți că ar fi mai bine să-l las nedesfăcut pe acesta și să-l... Nu, vrem să vedem cum îl deschizi, okay. Dacă ai reținut. Da, da, da. Deci, ideal ar fi să se deschidă așa. Da. Da, perfect. După care tragi de doi. Așa. Se așează așa. Da, aproximativ. Da, aproximativ, da. Și acesta așa. Așa. După care se servește. Bine, eu nu cred că le-am desfăcut. Vrei să mănânci doar ce e înăuntru, nu și baia verde. Da, da, da. Da, da, este o algă. Asta este o algă. Da, iar aici avem puțin orez, iar înăuntru avem puțin somon gătit. Pentru începători. Le știu de la... Da, am vrut să văd dacă știe, dar știe, mă, eu tu cred că ne-ai pocălit. Miroase foarte bine. De algă. La mare. Miroase mare, nu? Da, efectiv la mare. Că mănânci mare, așa. Poftă bună, Mircea. Mulțumesc, poftă bună. Stai liniștit, lasă că rezolv eu cu doamna Mircea. Dar te rog frumos, poftă bună. Dar să-ți spatele, măcar să nu te văd. Pentru tine rămâne sushi-ul crud. Mulțumesc frumos. Ăsta este al meu, dacă n-ați înțeles. Am și bețișoare, am și wasabi, am și de toate. Bun. Voi participați la acest Asian Festival Food Fest, da? Da. Cu ce preparate mergeți acolo? La acest festival mergem de aproximativ 4 ani și se întâmplă în Parcul Titan, Miore. Începe astăzi la ora 14. Acolo ne vedem. Este timp de 3 zile și sâmbătă și duminică până la 10 seara. Iar noi pe parcursul celor 4 ani am venit cu diferite preparate, încercând să vedem ce place publicului nostru. Și am ajuns la concluzia că sunt 4 preparate pe care le aducem și astăzi. Sushi, așa. Și gătit și crud. Cheesecake-ul japonez, e bun, e bun. Onigiri. Ușor să nu te înneci, ușor. Mestecă ușor.
Iar onigiri, după cum se vede așa. Și pe tricou, este unul dintre cele mai populare produse pe care noi le avem, pentru că fac parte și din vestitele anime-uri, desenele animate japoneze, și avem un public care răspunde foarte mult la... Și fiind despre mâncare asiatică, vin copii, vin oamenii care pentru asta sunt pasionați. Sunt pasionați de mâncare asiatică. Corect. Ce are specific mâncarea japoneză față de alte bucătării tradițional asiatice? Eu cred că mai mult respectăm materialul, guste material, nu cum mai multe sosurile și altceva. Dacă este pește, să aibă gust de pește, de somon sau orez, să fie orez gătit cu foarte mare atenție și cantitate de apă și orez. Ce soiul de orez folosim? Noi am ales orez foarte japonez, să zic, un soiul de orez, să zic. Nu, nu, dar... Dar cum este bobul de orez mai lung, așa, mai nu? Rotund la mai noi, rotund. Da? Să fie, are, cum să zic... Textura altfel decât cel de la tailandez sau chinezesc. Sau cel, cel basmati care suntem noi obișnuiți. Și firma noastră alegem. Am făcut mai multă audiență cu orez, să zic. Vorbim despre restaurantul? Japanos. Da. Bun, Mircea, bun? Da, chiar e foarte bun. Legat de orez, vreau să spun că într-adevăr are un gust complet diferit față de orezul pe care îl mâncăm noi de obicei încă de mici. Suntem obișnuiți și cu acel pilaf, noi românii. Noi foarte des ne raportăm la acel gust când ne gândim la orez. Mai e vorba de orezul cu lapte, iarăși un desert al nostru încă de mici. Adică te tot gândești la tipuri de orez pe care le-ai mâncat și ăsta chiar nu seamănă absolut deloc. Gustul mi se pare foarte simplu. Într-adevăr, obișnuit fiind atât de mult cu orezul combinat cu ceva, primul instinct a fost să fie ceva ciudat, după care asta și m-am gândit, dar poate că eu n-am mai gustat orez natural orez de natural. Foarte mult timp, sau și poate niciodată. Dacă intervin pâine foarte bună franțozesc, care simt de la pâine că e bun, nu? Da, cumva. Corect. Da, și cum coace. E, exact la ce orez fel și era în cazul orezului. Material de orez și cum gătește orezul. Și cantitate de apă cu orez. Am și înțeles. Cum se spală. Este procesul de a spăla orezul. Este un proces care durează foarte mult, unul, să-l înveți și doi, să îl pui în practică. Și în mod ciudat și uimitor, deși încă n-am ajuns la pește, am gustat doar din orez și din algă, deja am, serios, că am gust de pește în gură. Da, gustul de umami. Da, că se interpretă de gustul de... Alga, în schimb, mi se pare extrem de interesant. Eu n-am mai mâncat așa ceva până acum. Este o fâșie extrem de subțire, căreia nu prea simți gustul. Ori l-am simțit și nu l-am identificat. Este gustul care vine după. Este după, gustul ăla de after umami. Taste-ul. Da. Okay. Da. Și uite că v-ați... minelar, foarte multe minelar. Da. Și are fiel. E foarte sănătos. V-ați câștigat un nou client la restaurant. E prima dată când... Da, când mănânc sushi și mai ales că stau chiar lângă Parcul Titan. Am și promovat Asian Fast Food-ul din weekendul acesta și le spun oamenilor încă o dată, celor pasionați de bucătăria japoneză, da, și de cea asiatică în mod general, hai toți în Parcul Iore Titan weekendul ăsta, serios. În zona căluțului și în zona scenei deschise, bineînțeles, acolo vor fi înșirate toate aceste mele. Leaguri de bunătăți, să vezi. Deja ai sticlesc ochii. Da. Cum mâncăm cu aceste bețișoare? Pentru că nu toată lumea știe să le folosească și o să vă rog să ne arătați un pic. Are deci, mai multe feluri. Japonezi folosim așa. Da. Deci aici nu se mișcă, doar de la asta. Asta e bază. Și... Bun. Așa. Mm-hmm. Da. Ce facem cu cei care nu pot să țină baza aici și ne joacă baza? Având în vedere că vei deveni, vei deveni fan sushi, te rog frumos să mânuiești aceste bețișoare. Deci, asta aici e o dată baza. Da. Când nu vrea să-ți dea mâncarea. Așa, mai fix. Dă mâna mai în față spre cameră, că nu te vezi. Așa. Scuze. M-am curcat. Așa. Ia. Aha. Un pic mai jos. Așa. Ia, Mircea.
Ia mai puțin, tu? Mai puțin. Eu mai am ceva în mână dacă observi și mi-este dă-mi destul de... Dă-mi să nu-i problemă. Să știi că te vei face de puțin ulei sau nu știu păi, câte nu vorba de ulei. Păi nu te ajut eu pe tine, măcar să nu mai mănânci. Ai reușit? Da, pentru că am trăit la Kyoto timp de 10 ani și mi-a plăcut foarte mult cultura japoneză. Kyoto ăsta ce zice? Kyoto! Bun. Și ai putea... De fapt, nu ar avea sens, nu? Să mănânci așa. Nu. Doar dacă vrei să o faci pe interesantul, că știi tu să mănânci. Majoritatea japonesul și mâncam cu mână. Da? Nu cu bețișoarele? Nu ce se mănâncă cu bețișoarele, de fapt? Pește cu oase. Adică majoritatea mâncare noi mâncam cu bețe de cine. Da. Dar sushi, onigiri mâncam cu... Cu mâna. Mâna, da. Sushi, dar aici ce punem în astea? În aceste sos recipiente. Sos de soia. Sos de soia da. Și... Wasabi și ghimbir. Wasabi și ghimbir, da. Uh-huh. În bucătăria japoneză, ghimbirul este necesar în momentul în care schimb gustul de pește. Deci nu este o murătură cum este la noi. Ghimbirul este mâncare... ca o foaie de, să zic, de varză. Da, ceva este de ghimbirul care este o rădăcinoasă, mm-hmm, care se pune la murat. Exact. Și devine roz sau alb după ce se pune și ne ajută să schimbăm gustul, practic. Exact. Dacă se mănâncă un anumit pește, somon, și vrei să treci la următorul pește, trebuie să faci un cleansing la palet. Și atunci iei ghimbirul și schimbi peștele. Uh-huh, uh-huh. Iar wasabi deci era folosit... Folosește. Da, wasabi înainte era folosit pentru dezinfectat, nu? La stomac și ghimbirul, uh-huh, același timp. Pentru curățarea stomacului și a intestinelor? Adică dacă e mai vechi pește să nu pățească ceva în burtă. Că înainte era înainte, că nu era frigidere. Ok, deci vorbim acum... poate de Japonia de acum 200 de ani. Da. Mai degrabă, da. 150 de ani probabil era metoda de. De. Am înțeles. Acum eu nu prea îmi place să mănânc fala wasabi, de fără exemplu. Fără wasabi, da, și mie la fel. Cu wasabi. Și eu sunt fan iute, wasabi. Iute. Nu iute? Chiar iute, dacă este iute. Da, altfel de iute. Mm-hmm. Nu, ca la... nu e tabasco-ul mexican. Nu, nu arde. Altfel de iute, da. Wasabi nu e iute. Dar nu este, e un fel de, știi cum e când mănânci hrean, hrean exact. Românesc? Exact. Ah, ok. Exact. Așa, perfect. E o tărie, nu e o usturime. Da. Eu de ce exact întreb? Da. Nu pot exact mânca mâncare iute, de-aia. Și mi-ar plăcea la un moment dat să simt și eu ce simt restul oamenilor normali de pe această planetă. Nu pot să spun că este iute. Am înțeles. Deci este o senzație pe moment, te furnică puțin da, așa, în nas, da. Exact cum e la hrean. Sinusurile, ok. După care îți trece imediat. Da. Adică nu simți, nu ți se bășică limba, da. Nu, n-ai eu, agresiv. Mie mi s-a mai întâmplat odată să ajung la spital, după ce mi-a spus cineva, îți trece imediat. Și de atunci n-am mai, prefer să nu mai experimentez. Eu să știi că îți garantez că nu vei ajunge. Sigur. Dar eu vreau să știu cum se face. Uite, un sushi din ăsta, cum se face, care e procedeul? Deci... orez, cum v-am povestit, pe urmă se pune oțet, dar oțet amestecat cu mai multe ingrediente și orez fierbinte se tornă acesta oțet, amestecam să se usuce, să ia orez oțet și după aceea se pune în argă, orez, ce vrei tu să pui, rulezi. Se rulează și apoi se porționează, nu? Aha, un procedeu foarte simplu, nu? Mă gândesc. Este un procedeu simplu. Sunt ingredientele care trebuie. Exact. Și sunt mai multe tehnici cu alga pe din afară, cu alga pe dinăuntru. Ce, ce conține? Ce poate conține în interior sushi? Aproape orice. Noi am încercat și cu carne. Da. Pui. Orice. Dar tradițional noastră și care iubesc eu este așa cel mai simplu. Fără sos, fără nimic. Hai să mâncăm material cu sos de soia, cu wasabi. Și în interior are pește, da. Somon. Somon ton, aici este nigiri. Nigiri este dedesubt, este orez. Uh-huh. Peste este somon. Da. Fala orez se numește sashimi, aici e de somon, sau asta e de ton. Asta este uramaki, alga e neuntru. Uh-huh. Asta este hosomaki, fiind mai subțire.
Perfect. În ceea ce privește sushi, ne-am lămurit și acum să trecem la... Și pe... Aveți și pentru vegetarieni, da? Da. Da, avem... La în restaurantele noastre avem și pentru vegetarieni. În schimb, la festivalul, la festivalul acesta nu am adus nimic vegetarian pentru că nu sunt vegetarieni care vin la Corect. Noi. Și am venit cu ramenurile... Trei dintre cele mai faimoase ramenuri ale noastre, Naruto ramen, care iarăși provine dintr-un, dintr-un anime, spicy, ceva pentru iubitorii de, de iute, avem spicy Naruto și pui pentru, în special este pentru copii, mai light puțin cu piept de pui, Naruto de pui. Și aici... Da, să trecem și la desert, că până acum am luat micul dejun, ca să zic așa. Unii dintre. Unii dintre, e normal că unii vorbesc aici, muncesc și alții, lasă că platoul ăsta stau liniștiți. Alții de gustă. Atât, atât vei mânca, uite-te bine. Ce, ce avem la desert? Cheesecake japonez. Așa, ce, ce conține? Acest cheesecake japonez, dacă ați urmărit trendurile de pe TikTok cu prăjitura care face jiggle-jiggle, asta nu face jiggle-jiggle că este rece. Ea trebuie să fie caldă, adică scoasă din cuptor. Adică în sensul că se bălângăne, da? Se bălângăne, da. Așa. Este o prăjitură care la bază are ou. Uh-huh. Și cremă de brânză. Cea clasică pe care o ții tu acolo este cea... cea care are un gust predominant de ou și oamenii o să întrebe să obțin cheesecake cu normal, nu are gust, așa e mai dulce. Acesta este o combinație între un cheesecake pe care noi îl știm și un pandișpan. Da, și în momentul în care o punem la încălzit, ea se umflă și spunem noi că începe să danseze, se mișcă ușor. Și am mai adus tremurat. Belly dance. Celelalte... Dacă tot simt la Asian food, faci și un belly dance. Celelalte două? Asta este cu bubble gum. Aha. Când se încălzește, noi fiecare, la fiecare festival suntem întrebați de, de cei care e cel mai bun și zic depinde pe care l-am mâncat eu astăzi. Și asta, și asta e cu smeură. Cu smeură. Da. În piure de smeură și avem câte? 8. Și matcha, ciocolată, yuzu. Yuzu, mango. Da, deci am făcut mai multe... Unde vă găsesc doritorii de sushi? Pentru că aveți mai multe locații în București, nu? Avem, da. Abia ce am deschis cea mai recentă locația noastră pe Bulevardul Decebal, care este destul de aproape de parc, de Iore. Avem la, pe Calea Victoriei, așa că în weekend când este zonă liberă vă așteptăm pe Calea Victoriei, da. La Piața Victoriei, mai avem în Floreasca și anul trecut, acum 2 ani am deschis la Oradea, anul acesta am deschis la Cluj, ne puteți găsi la Paris, în Caraibe, în Dubai... Și... Tokyo? Nu, culmea nu! La Londra? La Londra nu. Și săptămâna viitoare deschidem la Kosovo. În Kosovo? În Kosovo. Kosovo. Cristina. Da, super. E, Balcani și zona asta este o zonă care este în dezvoltare foarte mare acum, mai ales pe bucătăria japoneză, poate cum spune tu, Londra, Paris, sunt deja niște piețe foarte bine definite, da, și greu intri. Noi am reușit cu ajutorul rețetelor făcute de Cana să intrăm cu ramen bar, dar Kosovo este... Da, Bulgaria. În mod uimitor, sincer, nu m-aș fi așteptat cumva. Da. Noi suntem foarte entuziasmate să mergem, pentru că știm că este o piață. Exact cum a fost pentru noi România acum 8 ani de zile, când am adus ramenul pentru prima oară, nu știa nimeni ce este ramen, știam poate ramenul la pachet uscat.
Pentru cei care, să zic că nu ajung la restaurant, pot comanda și acasă? Da. Suntem pe toate platformele și cu reducerile săptămânale, da. Dar și pe site-ul nostru, japanos.ro. Îl avem și noi acum pe ecran. Vă mulțumim tare mult! Abia aștept să mă înfigoșo și eu într-un mic sushi. Vă mulțumim tare mult! Japanos.ro este site-ul pe care, de când și-a înghit în sec, pe care îl puteți accesa și la fel de bine puteți merge să mâncați la locațiile pe care tocmai le-ați auzit și nu uitați de festival, pentru că începe astăzi și Japanos este prezent la festival. Până duminică, ba chiar, da? Deci pe cuprinsul a trei zile avem de unde să ne delectăm cu tot felul de mâncăruri asiatice, așa cum putem vedea și pe ecran. Așa este, 17-19 mai, acest weekend este dedicat Asian Food Fest în Parcul Ioret Titan. Eu am mâncat acest... Să-ți fie de bine! Să spun așa, Cum? Onigiri. Eu știam, dar am vrut să văd dacă... Da, categoric, foarte, foarte gustos. Mai am o singură întrebare, știu că... Scurtă. Foarte, foarte repede. Cum reușește să stea atât de compact orezul? Am înțeles, deci doar trebuie să avem ceva mai multă răbdare și îl facem grămăjare. Noi le mulțumim. Avem formă. Ah, da, super. La fabrică facem cu formă, că mai igienic. Dar mamele, mama... Eu fac la copii cu mână. Ah, uite, vă lansez așa o provocare să ne primiți odată cu o cameră de filmat ca să vedem și noi ce bunătăți faceți acolo și cum se fac și ce putem pregăti. Mulțumim, mulțumim tare mult!